Foarte important de explicat ce înseamnă acest referendum, ce înseamnă această modificare a Constituției, ce urmări va avea. Oamenii trebuie să înțeleagă, pentru că uh, în Republica Moldova există și puține experiență în astfel de eforturi, dar și foarte, foarte mult dezinformare și manipulare, din păcate. Deja. Uh, vedem de câteva săptămâni bune, cred că și mai de mult a fost, acum efectiv de vreo săptămână și ceva foarte intens, efectiv din toate sursele posibile din Federația Rusă și mulți trepăduși ai Kremlinului aici, repet, ei spun minciuna că aderarea la Uniunea Europeană sau acest referendum, de fapt, uh, împinge Republica Moldova în război. Un nonsens. Da? Noi vorbim despre aderarea la un proiect pe pace durabilă, Uniunea Europeană a apărut pentru ca pe teritoriul Europei să fie pace. Și asta ăștia, aș spune, Maria Zaharova, dacă nu greșesc, efectiv, sau text direct, nu, deci unul dintre ei, așa numiți editorialiști, da, a unei agenții pseudo presă rusești, scrie că sub acest referendum de aderare la Uniunea Europeană, de fapt, se ascunde un referendum pentru intrare în război. Și cu aberația asta. Și repetă, repete că te tăiește, șor peste tot și a raportat deja uh, către agenția de presă rusească, RIA Novosti, că el a pornit campania prin sate stop Uniunea Europeană și uh, face propagandă pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Euroasiatică. Dar țările membre a Uniunii se gândesc cum se plece de acolo, dar ei vor să ne bagi încolo. Uh, în realitatea asta o să fim nevoiți să desfășurăm și referendum, și alegerile prezidențiale, și nu este simplu. Deci, ăștia bagă bani enormi. Uitați-vă mai când fiecare seară vin știri că se rețin zeci, dacă nu sute de persoane la aeroport care încearcă să bage zeci de mii de euro pe noapte, sute de mii câteodată într-un singur avion în Moldova. Toți banii ăștia trebuie să meargă la finanțarea acestei activități ilicite, pseudo partinice prin toată țara. Acești se duc la finanțarea a sute de instituții pseudo de presă, tot felul de comentatori, unii dintre care vin și aici în acest platou.